Filmul începe cu un bărbat care se plimbă printr-o locație urbană. Acest bărbat este Jay Canter, un fost agent al unei facțiuni militare de elită din SUA, care acum duce o viață de mercenară. În acea zi, Jake decide să viziteze un pub cunoscut sub numele de Salton Sea, situată la periferia orașului. După ce intră și consumă mai multe beri, Jake începe să scaneze împrejurimile, căutând în mod evident pe cineva. În acel moment, o dansatoare se apropie de Jake. Fata îl întreabă de unde este, iar el, după o secundă de tăcere, îi răspunde că este din Las Vegas. Acțiunile lui Jake, un pic prea suspicioase, nu scapă din vederea unui beat pe nume Bobby Nichols, care este fiul șefului. Vederea lui Jake pare să le nerveze pe Bobby, care încearcă să-l dea afară din club. Jake, preferând să evite orice confuzie, decide de să plece. Totuși, înainte de a pleca, Bobby continuă să-l tachineze. Cuvintele lui Bobby nu fac decât să l enerveze și mai mult pe Jake. Jake reacționează trântindu-i capul de masă și lovindu-l de mai multe ori. Paznicul intervine pentru a-l opri pe Jake, dar bărbatul nu este o țintă ușoară. Începe haosul total, cu mai multe persoane implicate în bătaie, dar totul se calmează când sosește Ben Nichols, însoțit de câțiva polițiști. Ben, tatăl lui Bobby, deține barul și este una dintre cele mai influente figuri din oraș, datorită bogăției sale. Ofițerii care îl însoțesc pe Ben, îl arestează imediat pe Jake și îl duc la secția locală pentru interogatoriu. În timpul interogatoriului, Jake păstrează tăcerea și nu dezvolă niciun detaliu. Ben, împreună cu aliații se corupți, continuă să facă presiune asupra lui Jake pentru a dezvălui adevărul, deoarece îi se pare ciudat ca un om singur să vină tocmai din Las Vegas până în orașul lor. La scurt timp după aceea, Ben primește un telefon de la sora sa Maggie, care îi amintește de o întâlnire la cină din acea seară. Ben trebuie apoi să plece, lăsând ca interrogatoriul să fie condus de cei doi ofițeri prezenți. Imediat ce Ben pleacă, unul dintre agenții corupți, pe nume Stone, îi pune o pungă neagră pe capul lui Jake și lovește în încercarea de a rupe tăcerea. Din fericire, șeful secției ajunge la timp, auzind zgomotele. Femeia, pe nume Kin, preia interogatoriul lui Jake și le ordonă celor doi agenți să părăsească încăperea. Kim îi cere scuze lui Jake și scoate cătușele. Jake profite imediat de ocazie pentru a se elibera. Acesta fură imediat arma de foc a lui Kim și fuge cu o mașină poliției. Între timp, în altă parte, Ben se întoarce acasă pentru a lua masa cu Maggie și Bobby. Înainte de a se bucura de prăjiturile pregătite de Maggie, Ben îl întrebă pe Bobby dacă bărbatul îl cunoaște. Spre surprinderea lui, găsește o fotografie în posesia lui Jake. Este o poză a unei fete care este fosta iubită lui Bobby. Cu toate acestea, băiatul afirmă că nu știe dacă această fată a avut vreo relație cu Jake. În timp ce Jake se îndreaptă spre casa lui Ben, se trezește rememorând o conversație pe care a avut-o cu Murphy, cu privire la plecarea acestuia din urmă din unitatea lor de forțe speciale. Murphy, cândva comandantul lui Jake în forțele speciale, începuse și el munca de mercenar. La acea vreme, Jake se gândea să-și părăsească profesia, motivat de dorința de a duce o viață normală alături de fica sa. Jake se oprește pe drum pentru a examina porbagajul mașinii de poliție și pentru a verifica numărul de arme ascunse înăuntru. Tocmai când se pregătește să continue călătoria, sosește un mesaj de la Kim care îl îndeamnă să se predea. Cu toate acestea, Jake o ignoră pe deoarece o caută pe fica sa Melissa, dispărută de câteva săptămâni. Narațiunea se mută apoi la Ben și Maggie, care sunt implicați într-o întâlnire de afaceri cu un coleg pe nume Greenberg. Subiectul discuției se concentrează pe o afacere profitabilă, cu un agvifer situat în sud-vestul țării, care ar trebui să producă milioane de dolari pe zi. După ce întâlnirea se încheie, Maggie se retrage în casă, în timp ce Ben alege să rămână afară pentru o țigară. Spre surprinderea lui, Jake apare în spate, îndreptând o pușcă spre el. Jake cere să-l sune pe Bobby, sperând să obțină informații despre locul unde se află fica sa. Bobby apare auzind agitația. Jake îndreaptă imediat pușca spre el, întrebându-l dacă știe unde se află fica sa. Ben încearcă să-l facă să tacă, dar Bobby îngrozit dezvăluie totul. Îi spune că el și Melissa au participat împreună la o petrecere, unde au băut alcool și au consumat substanțe ilegale. Din păcate, Melissa a luat o supradoză din cauza lui. După ce afla asta, Jake, cuprins de furie, îl împușcă pe Bob în piept, provocându-i moartea imediată. Sunetul împușcăturii o alertează pe Maggie, care iese cu armă și îl împușcă pe Jake. Jake se îndreaptă rapid spre o livadă de palmier din apropiere pentru a evita să fie ucis. Cu toate acestea, agenții corupția lui Ben îi iau arma și încep să-l urmărească. Are loc un schimb de focuri de mare intensitate între Jake și poliție. Jake, în ciuda faptului că nu mai are muniție, reușește să-i neutralizeze pe toți și își continuă fuga. Între timp, Stone apelează la un alt agent pe nume Barlet, cerându-i ajutorul. Stone îl sfătuiește pe Barlet să păstreze această informație față de șeriful Kim. La sosirea lui Barlet, el și Stone se întorc în tabără pentru a stabili unde se află Jake. Când vede ofițerii fără viață, Barlet rămâne afectat, care se gândește să se întoarcă la secția de poliție pentru a cere întăriri. Stone însă decide să continue căutările. În timp ce Barlet se pregătește să se întoarcă la mașina sa, este abordat de Jake și scapă la limită de moarte. Barlet îi cere să-l lase în viață, spunând că nu este implicat în afacerile corupte ale lui Ben. Jake este de acord și le liberează cu o condiție. El trebuie să o informeze pe Kim despre locația sa secretă. Când ajunge la secție, Barlet o informează pe Kim despre locație. La căderea nopții, Stone este din plantația de palmieri, recunoscând că nu a reușit să-l găsească pe Jake. În același timp, Brexo pentru a-l găsi pe Ben, îndemnându-l să păstreze secretul incidentului față de presă. Breck se teme că dacă situația este dezvăluită presei, ar putea determina investitorii să fugă. Între timp, Jake, grav rănit, își găsește refugiu într-o colibă din interiorul câmpului de palmieri. El se chinuie să scoată glonțul și să-și trateze rana. În timp ce aproape leșină, mintei revine la momentele petrecute alături de ficăsa sa Melissa. Ea se simțea adesea neglijată și singură din cauza preocupării lui Jake pentru munca lui. Avalanșa acestor amintiri îi declanșează lui Jake sentimente de tristețe și vinovăție profundă iar în cele din urmă își pierde cunoștința. În dimineața următoare, Marfi sosește cu elicopterul la casa lui Ben cu intenția de a vorbi despre Jake. Îl roagă pe Ben să-i dezvolă lui Jake unde se află Melissa, deoarece este conștient că Jake nu va înceta să facă probleme până nu-și va găsi fica. În același timp, Jake, care încă își revine, își amintește de momentul în care a încredințat-o pe Melissa, prietenului lui sau apropiat Bill. Îi ceruse lui Bill să aibă grijă de fica sa, care se luptă cu o dependență, crezând că experiența anterioară a lui Bill cu o dependență similară ar putea să ajute. După ce o lăsase pe Melissa în grija lui Bill, Jake plecase fără un cuvânt iar asta a devenit o sursă de remușcări profunde pentru el. A doua zi, Jake este luat prin surprindere de un atac din partea lui Stone și agenților corupți. Cu toate acestea, situația se întoarce rapid în favoarea lui Jake. El îi ucide pe agenții corupți unul câte unul, luându-l în cele din urmă pe Stone ca o static. Jake se abține să nu-l ucidă pe Stone, vrând în schimb să-l interogheze. La scurt timp după aceea, șeriful Kim își face apariția, interogându-l pe Jake cu privire la motivele pentru care a chemat-o. Jake, conștient de devotamentul șerifului Kim față de munca sa, îi cere ajutorul pentru a descoperi unde se află sa dispărat. Jake a descoperit că Ben este responsabil pentru dispariția bruscă a ficei sale și o roagă pe Kim să efectueze o anchetă amănunțită asupra lui Ben. După această conversație, Jake se întoarce în locul în care l-a închis pe Stone și începe interogatoriul, cerând informații despre locul unde se află Melissa. El spune că Ben a ucis-o pe Melissa în urma unei supradoze. Când Jake descoperă că Stone a profitat de fica sa, în timp ce aceasta era lipsită de putere, se înfurie și lucide. El țipă apoi din toți plămânii, profund întristat și îi pare rău pentru ce i s-a întâmplat ficii sale. Marfi sosește la secția de poliție pentru a se întâlni cu șefa și-ai cere să coopereze cu ancheta. Scena se mută în trecut când Jake descoperă că fica s-a dispărut. El s-a dus să-l vadă pe Bill în acea zi, pentru că nu reușise să ia legătura cu fica sa de câteva zile și era îngrijorat. Din păcate, când ajunge la casa lui Bill, acesta îl informează că Melissa a plecat la barul Salton Sea cu un băiat pe nume Bobby. A doua zi, Jake o sună pe Kim, care se află la secția de poliție. Marfi este și el prezent în acel moment și îl îndeamnă pe Jake să se predea autorităților. Cu toate acestea, Jake nu va face acest lucru până când o va găsi pe Melissa. În consecință, Jake îi cere să-l ajute să distrugă afacerea lui Ben pentru a dezvălui întregul adevăr. În următoarea zi, când ajunge în oraș, Jake se trezește în de poliție, care începe media să tragă în el. În arma cu o mitralieră, Jake răspunde la atac și reușește să-i învingă. Șeriful Kim, Barlet și Murphy nu au de ales decât să intervină pentru a-l ajuta pe Jake și a-l extrage din focul încrucișat. La scurt timp după aceea, Jake cere să fie dus la casa lui Ben. Între timp, Ben și Maggie vorbesc în afara casei. După ce discuția se încheie, Maggie se întoarce în casă și Ben se duce după ea. Cu toate acestea la intrare, Ben vede că Maggie este amenințată de Jake. Jake îl obligă să dezvolte întreaga desfășurare a evenimentelor în care a fost implicată fica sa. Ca urmare, Ben dezvole că Melissa a luat o supradoză de narcotice și a fost ucisă ulterior de el într-un lac din apropiere. Toate mărturii mărturisirile lui Ben sunt înregistrate în secret de Jake și de șeriful Kim, care mai târziu vor fi probe condamnabile în instanță, ceea ce duce la încarcerarea lui. Kim și Murphy cer apoi ajutorul polițiștilor pentru a-l aresta pe Ben. Auzind sirenele mașinilor de poliție care se apropie, Ben presupune că este vorba de polițiștii săi corupți. Cu toate acestea, la ieșire, el se trezește imediat înconjurat de mai multe echipaje de poliție. În acel moment, Jake este pe punctul de a-l executa pe Ben în fața poliției, dar Murphy și Kim intervin. Murphy, cu inima strânsă, îi atrage atenția că până în capăt vieții lui Ben nu ar aduce -o pe Melissa în viață. Resemnat, Jake își predă arma și îl încredințează pe Ben justiției. Între timp, Jake se îndepărtează de la locul faptei, cuprins de remușcări pentru fica sa decedată. În timp ce narațiunea se încheie, mașina de poliție care îl transportă pe Ben și Maggie este oprită brusc la jumătatea drumului. În acel moment, Murphy, lipsi de milă, îl împușcă în cap pe Ben și Maggie, răzbunându-se pentru moartea prematură a Melisei și pentru experiențele îngrozitoare prin care a trecut. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta. Activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!